Doctora Rodica Bușcu, președinte al Asociației Medicilor de Familie din județul Giurgiu, a remarcat faptul că proiectul legii sănătății a fost postat foarte târziu pe site-ul ministerului. Rodica Bușcu a tras atenția că cetățenii trebuie să fie informați cât mai bine, pentru că ei sunt cei care plătesc asigurări de sănătate. Cetățenul trebuia să știe clar ce are el voie să facă în sistem de stat. Păi ce, tu vrei să privatizezi sistemul de urgență și spitalele? Păi nicio țară nu are privatizat tot sistemul de urgență. Este o problemă națională. O problemă națională, deci trebuie să ai spitale de stat, trebuie să ai sisteme de urgență de stat care să răspundă atunci în anumite situații de calamități naturale, de război, de anumite acțiuni, deci trebuie să ai un sistem de stat.